Frontul de captare B din satul Mamura, comuna Străjești, nu a funcționat din cauza unui copac care a căzut miercuri seara peste liniile de înaltă tensiune. Compania de apă Olt a anunțat firma de electricitate care a trimis acolo echipa de intervenție pentru a repara liniile de înaltă tensiune distruse și stâlpul de electricitate. Alimentarea cu apă a municipiului Slatina nu a fost afectată, precizează reprezentanții CAO. Județul Olt se află în continuare sub atenționare meteorologică de cod galben până pe 15 iunie 2018, ora 8, privind ploi torențiale, vijelii, căderi de grindină, cantitățile de apă depășind 25 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse 60-80 de litri pe metrul pătrat. Compania de apă a luat toate măsurile care se impun. Rețelele principale de canalizare, în special cele din zonele unde se acumulează apă, au fost verificate și autocurățitorul de canal este pregătit pentru intervenții. Se asigură permanența și a fost suplimentat numărul de echipe de intervenție și de mijloace de transport. Dispeceratul este în permanent contact cu primarii din localitățile din area de operare pentru asigurarea unei intervenții prompte în cazul unor avarii la rețelele de apă și canal. Pentru orice situație de urgență apărută, cetățenii au la dispoziție numărul de telefon de la dispecerat 0249 423 419, se precizează în comunicatul companiei de apă Olt.